prostia asta din meeting. Dom'le, cum să faci tu meeting în capitala țării când tu conduci țara? Tu ai prefecță, tu ai primarii 80%, tu ai președinții de consilii județeni, tu ai prim-ministru, tu ai guvernul României, tu ai Camera Deputaților, tu ai Senatul, poți legifera, poți face legi, poți să faci dezbateri publici. Sau mărg cumva să-l apere pe penalul Dragnea. Aici e problema, penalul Dragnea. Dar e președintele noastră de stat. Aici nu mă puteți opri. Domnul Dragnea e condamnat penal. Este penalul Dragnea. Nu e președintele noastră. Nu e condamnat penal. Dar nu e președintele. E condamnat penal. E condamnat penal. E președintele noastră de partid. Nu pot să merg să fie alături de un condamnat penal. Dar meeting-ul nu e pentru și alături. Ba, eu, părerea mea personală e că acest meeting e pentru iubitorul poporului condamnatul penal Liviu Dragnea. Deci, pleacă autocarul din Maramureș, trebuie să călătorească minim 10 ore în autocar, 8 ore, 10, nu știu cât timp va ajunge la București. Ajung seara la 6-7, pun oamenii în stradă 4-5 ore și înapoi îmbarcă în autocar și aduce înapoi. Deci oamenii atinge o zi, 24 ore, nu fac baie, nu folosesc un WC-ul, nu nimic. Cum să folosești oamenii ca pe niște animale? Chiar nu se gândesc oamenii așa.